Pentru a evita situații neplăcute, precum cele din județele Iași și Botoșani, acolo unde campioanele județene nu s-au putut prezenta la baraj, Asociația Județeană de Fotbal a decis că echipa campioană a județului va trebui să prezinte certificat de identitate sportivă pentru a da baraj. În caz contrar, clubul aflat pe primul loc înainte de baraj va fi penalizat cu 20 de puncte. Dacă și după penalizare va rămâne tot pe primul loc, gruparea în cauză nu va avea dreptul de a juca barajul de promovare. În schimb, campioanei județenei se vor deconta toate costurile aferente barajului pentru Liga a 3-a de către AJF. La Liga 4-a, Asociația Județeană de Fotbal a hotărât ca echipa campioană, care va reprezenta județul Buzău la baraj, să noi, AJF-ul, să-i plătim toate cheltuielile de baraj. Echipa campioană să plece cu un bonus financiar și la jocul de baraj să nu mai suporte din bugetul propriu acele cheltuieli și să le plătească ca premiu Asociația Județeană de Fotbal. O să vedeți, o să ne întâlnim și mai des în această perioadă. O să avem un trofeu care va fi unic doar pentru Liga 4, pentru campioana județeană, pe care vom lansa săptămânile viitoare. La Liga 4 echipele care vor câștiga sunt nevoite să aibă, să dețină certificatul de identitate sportivă. Cine nu deține CIS sau echipa care se clasează după ultima etapă pe primul loc și nu deține acest certificat de identitate sportivă va fi penalizată cu 20 de puncte. Dacă și după această penalizare se află pe primul loc, nu va avea drept de participare la baraj și probabil vom păți ce au pățit județele Iași, Botoșani și alte județe în această vară, când nu au putut avea reprezentante la baraj. Deocamdată, dintre echipele care vor concura în Liga a 4-a, doar Voința Lanurile deține certificat de identitate sportivă. Dacă vor fi cazuri în care campioanele județene nu se vor alinia rigorilor impuse de AJF, se va proceda la interzicerea dreptului de a da baraj pe o perioadă de 3 ani. Am luat această decizie pentru că nu vrem să ne facem de râs și echipa campioană să nu dețină CIS. Ne aflăm sunt câteva echipe care au în intenție să câștige acest campionat. Doar Lanurile dețin certificat de identitate sportivă, celelalte nu îl dețin și nu vrem să ne trezim în luna iunie, când trebuie să anunțăm campioana și echipa campioană nu deține acest CIS. În cazul în care și după penalizare echipa nu deține CIS, va începe campionatul următor cu o penalitate de 9 puncte și 3 ani de zile nu va avea dreptul de participare în campionat. Același lucru se întâmplă cu echipele din ligile a 5-a și a 6-a care promovează. Tocmai pentru a evita cazuri în care echipele județene campioane nu se aliniază la rigorile profesionalismului, AJF Buzău a propus federației înființarea unor ligi regionale intermediare care să facă mai ușor trecerea de la nivel de județ la Liga a 3-a.